Hai să revenim puțin la, la ABC-ul, la ABC-ul vizual, cum spuneai, ABC-darul vizual al astronomiei. Mai vezi Saturnul la care este absolut fascinant. Pur și simplu, sunt trei cercuri acolo și am aflat că sunt 53 de luni confirmate și încă 29 în curs de confirmare. Mai mult de atât, am citit că Saturn mai beneficiază de Doi asteroizi care la șase ani, ei, gra ei uh, gravitează pe orbită, la șase ani își schimbă pur și simplu își schimbă, își schimbă poziția și că una din uh, aceste 82 de luni sau mă rog, uh, 53 câte uh, sunt deja confirmate, s-a format că cel puțin erau eu, eram în viață în 1982, în timp ce probabil alții făceau o emisiune la radio, cineva dormea într-un avion și alții se duceau dimineața la școală. Da, se întâmplă așa ceva, nu este o curiozitate. Se întâmplă așa ceva pentru că sateliții ăștia mici, pentru că sunt obiecte foarte mici, asta însemnând zeci de metri ai lui Saturn, sunt compuși din aceeași materie ca și inelele lui Saturn. Să nu uităm că Saturn are inele, ai și spus, um, sunt compuse din gheață. 99% apă înghețată. E, apa, gheața, are o proprietate dacă ai două bucăți de gheață care stau mult timp una lângă alta. Și nu se mișcă una față de cealaltă, în timp ce se rotesc în jurul planetei, dar cu aceeași viteză, ele se se lipesc. Și poți să ai obiecte formate în ultimii zeci de ani. Obiecte care nu vor rezista mult timp, de asta nici nu sunt confirmați o sateliții, pentru că dacă sunt prea mici și într-o zonă prea bogată, se vor, mă rog, se vor distruge în timp. Și este gheață sudată în timp. Practic, în inelele lui Saturn se formează niște munți de gheață, niște vârfuri compuse din apă înghețată cu înălțimi, mă rog, mărim de vreo 2 mii de metri. Acești munți lasă umbre pe inel. Le-am fotografiat în 2009, nu eu, ci NASA cu o sondă spațială. Și știm că se formează, se distrug destul de repede pe, într-o scară de asta astronomică obiectele. De asta se formează sateliți prin lipirea bucăților de gheață. Dar după un timp dispar.